la Parlament a avut loc o ședință extraordinară. Nu, nu vă speriați, totul e pe vechi, nimic nu s-a schimbat. Socialiștii și comuniștii au venit, dar ca de obicei au făcut niște bulbuci între eu ca oficială, în frunte cu mini-dodonul Batrâncea și voroninul Mahmur Starâș, și au părăsit ședința. Nu au fost însoțiți de Zina Carabina sau de Voronin, care probabil încă își hodinesc oasele. Măcar am aflat de ce mai vin pe la Parlament. E vorba de salariul din banii noștri. Fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor va boicota și această ședință. Mersi. Eu îmi pun întrebarea, de ce ați mai venit? De ce ați mai venit? Salariul să-l luați pe ziua de azi. Da. Nu, eu zic să vă stea salariul de azi în gât. Scuzați pentru așa urare. Da, da, da. Câte ni sâmțiri să vii tu și să pleci, nici nu ai dovedit să încălzești scaunul măcar. La hodină. Iar Vasile Bolea, din aceeași crescătorie, cumpărat de șor pentru renașterea Vozrojdenie, a venit la Parlament că a crezut că va fi chef, vreo imenină. Ați anunțat vestea bună că în zilele premergătoare a avut loc zilele de naștere a doi colegii noștri. Am mai avut alți doi colegii noștri pe care noi ați nominalizat. Este vorba de Alexandru Suhadolski, care a avut zi de naștere în data de 7 ianuarie de Crăciun, și colegul nostru, Alexandru Nisirovski. Eu pe transfuj nu prea-i fericit. În Rusia lui Putin e atât de bine după începerea războiului împotriva Ucrainei, că cetățenii ruși nu doar că au rămas fără ouă și le importă din țările prietenoase, ci au început să asalteze agenția noastră de servicii publice ca să ceară sau să cumpere cetățenie moldovenească. 70% din cererile de cetățenie moldovenească vin din partea lor. Unii își falsifică actele ca să amăgească sistemul. Mulți cetățeni ai Federației Ruse vor să aibă un plan B în legătură cu războiul și aplică așa numitele cetățenii de aur, adică achită o sumă de bani pentru a obține un pașaport, sau încearcă să obțină niște cetățenii care sunt mai permisive, cum este, de exemplu, Republica Moldova. Dacă tot negociem aderarea noastră la Uniunea Europeană, n-ar fi rău ca legislația să fie schimbată, că, domnilor deputați, nu putem intra în Europa când cetățenia se vinde ca la Piața Centrală. Nu de alta, dar unii vin nu doar cu banii lor, ci și cu idei putiniste. Presa dubioasă din Moldova și paginile sponsorizate de Șor s-au inflamat săptămâna aceasta că Maia Sandu a primit premiul pentru valori europene din partea primăriei Timișoarei. Și premiul i-a deranjat, dar și faptul că Maia Sandu ar fi primit 30.000 de euro. Iată cât de tare s-a simțit jignit ca moldovean Valeriu Ostalep, cel care e mare apărător al limbii moldovinești și nostalgic după URSS, dar care, culmea, a fost și viceministru de externe și al reintegrării europene. Era obligat și protocolul, și eu știu și mai are acolo, să-i spună, doamna președinte, nici nu aveți dreptul, spuneți-le organizatorilor, nici nu menționează de bani, că asta e formă de mituire. Pentru telespectatorii noștri, închipuiți-vă, stimați telespectatori, imaginați-vă alt președinte în Europa, nu oricare vă vine în cap, oricine care alt stat îi spune 30.000 euro. Chiar dacă s-au scuturat din cauza banilor mai tare ca atunci când răspândeau fake-ul cu 30.000 de sirieni, au luat țeapă. Maia Sandu n-a luat banii din Timișoara, iar reprezentanții președinției s-au adresat CNA-ului ca să clarifice situația. O situație dubioasă în legile noastre, într-adevăr, pentru că un premiu european nicicum nu poate fi catalogat ca mită sau cadou.
Nici o șansă! Alioșa Lungu, președintele partidului Căpușă al lui Șor Șansă, a încercat strămutarea de la Curtea de Apel Chișinău la o altă instanță de judecată a cauzei excluderii din alegeri a candidaților săi, ci că ar avea dubii rezonabile cu privire la imparțialitatea judecătorilor. Cine vorbește? Nu cei de la Șansă umblă cu plicul și cu ajutoarele sociale? Dar nicio șansă pentru Șansă. Cererea a fost respinsă de Curtea Supremă de Justiție. De data aceasta n-a mai mers cu strecuratul.